Books are Magic, podcast powered by Nemira. Nemi, povești, discuții, lecturi pentru copii mici și mari. Ea e Suzy. Suzy este o pisicuță vărgată. Îi place să trăiască în Franța, să alerge după fluturi și să fie mângâiată în răspăr. Singurul lucru care nu-i place lui Suzy este să se rătăcească. Un coș neobișnuit. Suzy era o pisicuță vărgată. Avea mustăți albe, țepene și o pereche grozavă de șosetuțe pe lăbuțele din față. Suzy locuia în casa unui pescar dintr-un sătuc din Franța, aflat pe malul mării. Pescarul avea 4 băieți. Pierre avea 10 ani, Henry avea 8, Paul avea 6, iar Gabi avea 4 ani, așa că atunci când se așezau unul lângă celălalt, făceau scara măgarului. Toți băieții se jucau cu Suzy și o luau cu ei peste tot. Pierre, cea mai mare dintre copii, îi făcuse lui Suzy un loc dezgrepțănat, înfășurând o bucată roasă de carpetă în jurul unuia dintre picioarele greoaie ale mesei masive din bucătărie. Acolo Suzy își putea ascuți ghearele oricând poftea. Henry știa care sunt locurile de pe burtica ei pestrițe unde îi plăcea cel mai mult să fie gâdilată. Deși restul corpului era acoperit de dungi negre, burtica lui Suzy era ca fenie cu pete negre. Henry spunea că deasupra e tigru și dedesubt e leopard, în orice caz. Se pricepea de minune la gâdilat. Paul i-a făcut o jucărie. A legat un ghemotoc de hârtie de capătul unei sfor lungi pe care o tura pe pământ pentru ca ea să o vâneze. Suzy putea să alerge foarte repede, iar Paul nu reușea să țină pasul cu ea prea mult. Dintr-un salt apuca hârtia cu gheruțele, apoi iar și iar. Paul se oprea să-și tragă sufletul și o ademenea agitând hârtia chiar deasupra capului ei. Suzy sărea într-una ca să o prindă, iar Paul trăgea repede chemotocul în sus când Suzy se apropia prea mult. Cu Paul se amuza teribil. Dar Gabi, cel mai mic, era cel mai grozav. Suzy l-adora și avea un motiv tare ciudat. Gabi nu știa cum se mângâie o pisică. În general, pisicilor le place să fie mângâiate de la cap spre coadă în sensul de creștere a blăniței. Dar Gabi o mângâia mereu invers, de la coadă spre cap, iar lui Suzy îi plăcea tare mult. Se alinta mulțumită pe lângă mâna lui, torcând ca o mașină de cusut, îndemnându-l parcă să o mângâie într-una. Îi plăcea asta mai mult decât orice pe lume, dar chiar mai mult și decât să mănânce pește. Iar lui Suzy îi plăcea peștele cât se poate de mult, ceea ce era un lucru bun, căci asta era ceea ce mânca la micul dejun și la cină zi de zi. Băieții își ajutau mereu tatăl când venea acasă cu barca plină de pește. În fiecare zi îl așteptau pe țară. Pierre și Henry și Paul și Gabi și Suzy. Suzy avea voie să mănânce pe săturate peștele care era prea mic pentru a fi vândut. Întotdeauna rămânea ceva pentru Suzy, chiar dacă bărbatul nu prindea întotdeauna mulți pești. În mod sigur s-ar fi îngreșat dacă băieții n-ar fi antrenat-o în joaca lor. Lui Suzy nu-i plăcea deloc atunci când băieții erau plecați la școală și n-avea cu cine să se joace. Nimeni care să tragă de sforicică, să-i arunce o minge sau să se cațere în copaci cu ea. Cutreiera singură pe dig, împleticindu-se în picioarele tuturor sau rătăcea pe câmpul de dincolo de sat. Într-o zi alerga pe câmp după fluturi când aproape că s-a lovit de un coș uriaș. Suzy era obișnuită cu coșurile, pe țărmi erau de toate felurile, dar ăsta era mult mai mare. S-a cățărat cu greu până la marginea de sus și a privit înăuntru. Coșul era atât de mare, încât în el se afla chiar și un scaunel din lemn. Iar sub scaunel era un loc plăcut la umbră. Era o zi toridă, așa că Suzy s-a hotărât să tragă un pui de somn. A sărit cu grijă înăuntru și s-a ghemuit sub scaunel. Cum stătea ea așa încolăcită, părea un melc uriaș cu blană. În scurt timp, Suzy a adormit. Când s-a trezit, se simțea tare ciudat. Coșul părea să se legene dintr-o parte într-alta, zgâlțâind-o. S-a repezit spre margine și s-a cățărat pe pereții coșului pentru a sări afară, dar s-a răzgândit când a privit în jos. Pământul era foarte, foarte departe, prea departe pentru ca ea să poată sări. S-a ținut strâns în timp ce coșul s-a smucit din nou, apucându-se de sfoară cu gheruțele. Sfori? Nu le observase când s-a urcat. Suzy a privit în sus. Sforile erau agățate de un balon uriaș, un balon enorm. Suzy plutea în înaltul cerului într-un coș care era legat de un balon. Iată, Suzy.
S-a lăsat să alunece la loc în coș și s-a ghemuit pe fundul lui, tremurând de frică. Apoi a simțit o mână blândă pe spate și, ridicând privirea, a văzut un bărbat care se afla în coș alături de ea. "Salut, pisicuțo," i-a spus el. "Nu te-am invitat aici. Asta e, acum e prea târziu. Va trebui să vii cu mine în Anglia." Suzy nu știa unde se afla Anglia, dar știa că nu vrea să meargă acolo. Voia să stea în Franța, în sătucul ei, alături de băieți. "Chez moi," se tânguia Suzy. Suna ca "chez moi." Îi spunea în franceză că vrea să meargă acasă. Dar bărbatul a sărit în picioare pentru a aranja ceva la balonul care se legăna violent, fără a-l mai lua în seamă pe micul lui pasager. Așa că Suzy a traversat marea dintre Franța și Anglia cu balonul. Nu-i plăcea deloc că se hățâna încolo și încoace. Cel mai rău a fost să vadă cum coasta Franței dispare rămânând undeva în urma lor. Franța cu Pierre și Henry și Paul și Gabi. Franța unde era tot ce știa și iubea. Și moa s-a tânguit ea din nou, dar nimeni nu auzea. Sub ei pluteau nori mari și pufoși, iar uneori, jos de tot pe mare, se zăreau vapoare ce păreau de jucărie. Era cu adevărat interesant și foarte frumos, dar Suzy nu se gândea decât la un singur lucru. Cum va traversa ea înapoi întinderea asta uriașă de apă? Au aterizat în Anglia brusc. Suzy nu și-a dat seama că erau din nou pe pământ, fiindcă până atunci ținuse ochii strâns închiși. A sărit din balon și a luat-o la sănătoasă. Nu știa cum să se îndepărteze mai repede de balon. Era foame, așa că a alergat către un loc unde se simțea miros de pește. Dar mirosul venea dinspre mare, unde erau pescari sau bărci. Era un orășel de pe litoralul englezesc care nu semăna deloc cu satul ei. Pe malul mării era doar o platformă din beton cu trepte care duceau până la nisip. Iată, sus. Stătea tristă pe faleză privind valurile. Cum va traversa ea toată apa aia pentru a ajunge acasă? Books are magic. Podcast powered by Nemira. Nemi. Povești, discuții, lecturi pentru copii mici și mari.